anul trecut, în Europa, forma de SUV a reprezentat peste 50% din vânzări și este prima oară în istorie când se întâmplă chestia asta. Mă rog, X4 coupe, GLC coupe, Q5 Sportback, Q8 și așa mai departe. Ce îmi place cel mai mult la mașina asta este că, în ciuda freneziei creșterii prețurilor din industrie din ultimii ani, Arkana și-a păstrat practic prețul aproape neschimbat. Segmentul C este segmentul compact, deci este cel mai compact compact. Transmisia practic are 15 moduri diferite în care poate rula. Mai am, i-a explodat anvelopa autobuzului de lângă mine, am crezut că m-a lovit cineva. M-am speriat un pic. Unii oameni nu sunt conștienți de faptul că a avea un SUV vine și cu câteva părți mai puțin pozitive. Lângă mine se află ceea ce consider eu o mașină în mințile ei care a rămas fidelă principiilor pe baza cărora a fost lansată. Lângă mine se află noul, deja, Renault Arkana facelift. O mașină lansată inițial în 2020, pe care eu am recenzat în 2021 și care anul acesta a primit un facelift. Un facelift care aduce câteva noutăți impuse de strategia grupului francez. De ce impuse? Pentru că, probabil ați aflat deja, v-am mai spus și eu de câteva ore aici pe canal, compania franceză a decis să renunțe la divizia Renault Sport, așa cum o știam noi, și să o înlocuiască cu Alpine, un brand de sine stătător. E o decizie pe care am discutat-o și în trecut și o metodă de a readuce la viață brandul Alpine, care a lipsit cu desăvârșire în ultimele decenii de pe piața auto, deși făceau mașini foarte interesante acum mai bine de jumătate de secol. Da, și acum, Renault Sport fiind retras, practic, inclusiv din Formula 1, unde acum avem echipa Alpine, toate modelele Renault primesc o nouă stilizare, să-i spunem, primesc un nou, cum se spune în industrie, New Brand Identity, care s-a potrivit perfect cu faceliftul aplicat pentru Arkana. De ce spun că Arkana încă își păstrează principiile cu care a venit pe piață? Atunci când am făcut prima oară recenzie cu această mașină, poate vă aduceți aminte că vă spuneam că este primul SUV coupe adevărat pentru mase. Toată nebunia asta cu SUV-urile, inclusiv cu forma lor de coupe, a preluat cu adevărat stăpânire peste industria auto. Mă uitam la o statistică recentă, anul trecut, în Europa, forma de SUV a reprezentat peste 50% din vânzări și este prima oară în istorie când se întâmplă chestia asta. Nu e ca și cum eu nu v-am spus lucrurile astea de foarte multe ori în recenziile mele și v-am arătat faptul că producătorii lansează foarte multe SUV-uri și de ce o fac? Pentru că asta cer clienții. Nu că ar fi necesare, ci clienții consideră că au ajuns la un anumit nivel de maturitate aceste modele, astfel încât să fie dezirabile. Iar producătorii nu pot decât să se plieze pe ceea ce cumpără clientul, bineînțeles. Nu poți să faci un produs pe care nu vrea să-l cumpere nimeni. Tu trebuie să livrezi ce dorește clientul. Și da, anul trecut peste 50% din mașinile vândute în Europa, de noi, bineînțeles, au fost sub formă de SUV. Mai mici, mai mari, crossover, cum vreți voi să le definiți. Iar Renault a fost primul producător de volum, să-i spunem, care s-a gândit să facă un SUV cu formă de coupe. Vă aduceți aminte că până la Arkana mai există încă o discuție online dacă Toyota CHR este un SUV coupe. Din punctul meu de vedere, nu este. Nu mi se pare că are o formă clasică de coupe. Nu e ca și cum SUV-urile cu patru uși și garda lor la sol înalt ar avea, dar parcă mai degrabă mi-aduce Arkana a SUV coupe decât CHR. Există o discuție cum că CHR-ul ar fi fost primul, dar eu zic că Arkana este primul și atunci când a apărut pe piață, a fost prima ofertă din segmentul de volum, pentru că spuneam, până la acel moment SUV-urile coupe erau rezervate pentru brandurile premium. Le-am văzut prima oară pe BMW X6, apoi am văzut GLE coupe, am văzut X3, mă rog, X4 coupe, GLC coupe, Q5 Sportback, Q8 și așa mai departe. Foarte multe variante de la mulți producători, dar majoritatea, mă rog, toți premium. Arkana practic scria istorie în acel moment și s-a dovedit a fi un model extrem
de popular. Dovadă sunt miile de, zecile de mii de vizualizări pe care le am și eu cu clipurile cu Arcana de pe canal, dar și faptul că vezi mașina literalmente pe drumurile publice și se bucură și în statisticile oficiale de multă popularitate. Unul dintre motivele pentru care se bucură de această popularitate are de-a face cu prețul. Și o să vedeți, o să discutăm, o să iau camera de pe trepied și o să vă arăt toate modificările de ordin vizual de pe mașina asta. Tehnic nu s-a schimbat nimic la facelift, s-a schimbat brand identity, cum vă spuneam, și o să vă explic exact ce și cum. Dar ce îmi place cel mai mult la mașina asta este că în ciuda freneziei creșterii prețurilor din industrie din ultimii ani, Arcana și-a păstrat practic prețul aproape neschimbat. Dacă e să ne raportăm la inflație, ba chiar e mai ieftin în ziua de azi decât era în 2020 când a fost lansat. Bineînțeles, nu toată lumea trebuie să-și cumpere cea mai scumpă versiune, adică cu nivelul de echipare Esprit Alpin, care a înlocuit nivelul RS Line, așa cum vă spuneam, și cu trenul de rulare hibrid sub capotă. Da? Nu toată lumea trebuie să ajungă acolo. Și versiunea de bază, în 25-26 de mii, poți să ți-o cumperi cu motorul de 1.3 dezvoltat cu Mercedes-Benz, care vă spun că e un propulsor foarte bun. Ți-l iei cu transmisie automată, nu există manuală pe Arcana. Ți-l iei cu EDC-ul, da? Și destul de bine echipat cu 140 de cai, nu cred că ai nevoie de mai mult. Vom vorbi despre asta când ajungem la secțiunea dedicată prețului. Ideea este că prețul acestei mașini a crescut chiar și prețul de pornire, dar și prețul celei mai scumpe versiuni cu maxim 2000 de euro, adică sub 10%, în condițiile în care inflația, știm cu toți, este peste 15% lejer, la nivel oficial 13,8%, dar din buzunarele noastre putem să vedem lejer că e mult, mult, mult mai mare. Deci, în continuare, mașina asta mie mi se pare că este o variantă extrem de avantajoasă pentru cineva care vrea un SUV coupe nou. Și chiar și un SUV normal, sincer, contează ce formă are, e greu să găsești un SUV nou la banii ăștia ca preț de pornire. Bun, acum ce o să facem este să luăm camera de pe trepied și să vă filmez îndeaproape toate modificările efectuate pe mașina asta, comparativ cu versiunea pre-facelift, și să vă explic exact cum s-a schimbat și la ce trebuie să vă uitați pe modelele noi. Și sunt câteva lucruri foarte interesante de discutat. Așadar, cum vă spuneam, modelul de față reprezintă versiunea de echipare de top cu toate opțiunile bifate și într-o combinație foarte interesantă de culori. Haideți să vorbim despre ce înseamnă versiunea de top. Deci, prețurile încep de la 26.250 de euro, da? Ne luând în calcul rabla și ce reducere mai puteți să aplicați. Credeți-mă, dacă vă luați versiunea cu motor hibrid, ajungi la 24.000 cu toate reducerile posibile. Nu e un preț rău deloc, dar nu cu acest nivel de echipare. Vă spuneam, prețul de pornire undeva la 16.000, da? Dar pentru versiunea Evolution, care nu arată așa, scoateți-vă imaginea asta din cap. Ce aveți aici este versiunea de top, respectiv Esprit Alpin, înlocuitoarea lui RS Line. Și în partea frontală o să observați câteva asemănări și câteva diferențieri importante comparativ cu modelul pre-facelift. Comparativ cu RS Line-ul, bara din față a fost păstrată aproape intactă. Da? Vedeți că avem acest profil agresiv cu acele guri de admisie false pe lateral, care practic n-au decât rolul de a ghida aerul în jurul mașinii. Aici, în partea din stânga, vedeți că avem o placă care blochează o parte din aer pentru a face mașina cât mai aerodinamică, iar aici jos avem și radarul pentru frânare de urgență, cruise control adaptiv și așa mai departe. Mașina e foarte bine dotată. Dar asta este singura parte care s-a păstrat. Apoi ne uităm la grilă. Deși forma ei este la fel, avem un design diferit pe partea de interior, dominat de cele mici elemente Renault. Dacă vedeți, avem multe romburi în interiorul grilei care replică practic sigla Renault. Apoi și sigla în sine a fost înlocuită cu versiunea nouă 2D a celor de la Renault. Și dacă vă uitați cu atenție pe această mașină, o să observați că nu mai are crom. Renault a declarat război cromului, la fel ca mulți alți producători în ziua de azi pe piață, și toate elementele cromate au fost înlocuite cu elemente negre. Grila îmi place, în mod special, îmi plac aceste nervuri din partea de sus, arată foarte bine și destul de agresiv. Apoi avem farurile. Forma lor nu s-a schimbat,
Avem un detaliu interesant aici în partea de sus a farurilor, care e foarte tare. Ele sunt faruri adaptive LED, deci cu tehnologie LED, chiar dacă nu avem lupă. Da? Și acestea pe lateral sunt luminile de rulare pe timp de zi. Important de notat e că semnalizarea este în far, undeva aici. Nu se aprinde tot colțul farului, cum se întâmplă pe alte modele. Iar culoarea pe care o vedeți aici se numește alb, este un alb perlat, dar sincer, în persoană, mie mi se pare că e mai spre gri. E o nuanță foarte, foarte interesantă. Vedeți și ornamentele cu negru peste tot în jurul mașinii, parte din același pachet spre alpin, da, v-am spus, cromul este înlocuit cu culori noi. Atât în partea din față, atât s-a schimbat. Din lateral vom observa încă vreo câteva lucruri noi. De exemplu, jantele. Acum, pe versiunea de top, pe Esprit Alpin, ai jante cu un design nou, care mie unul îmi place foarte mult, dar și de o dimensiune mai mare. Acestea, dacă înainte pe modelele RS Line aveau un maxim de 18 inci în diametru, acum avem 19 inci, mai mult. Și, deși mașina arată mai bine, există și niște compromisuri pe partea asta. O să vorbim despre ele la partea de condus și o să vă explic de ce nu mi-aș cumpăra eu aceste jante. În ciuda faptului că scrie pe ele Alpin, așa cum te-ai aștepta, având în vedere că vorbim de un model Esprit Alpin. Și ca să nu uite lumea de pe stradă despre ce nivel de echipare vorbim, avem, bineînțeles, și sigla Esprit Alpin aici pe aripa față, aici unde înainte aveam RS Line. Da? Și din lateral mi se pare că arată foarte bine mașina și poți să observi foarte ușor profilul acesta de coupe, da? SUV coupe. Poți să observi foarte ușor și garda la sol destul de înaltă, de 20 de centimetri. Deci, dacă despre unele modele din acest segment ai putea spune că sunt mai mult crossover, nu SUV-uri, la 20 cm garda la sol, mașina asta poate să treacă peste foarte multe obstacole. Nu are tracțiune integrală. Platforma CMFB pe care este construită și întinsă la maxim, pentru că vorbim de o lungime de peste 4,5 metri, ceea ce plasează Arkana în segmentul coupe și în segmentul C. Și e foarte interesant că, vă spuneam și în alte clipuri, segmentele din ziua de azi sunt un pic diluate și întrepătrunse. Chiar și producătorii auto sunt conștienți de chestia asta. De exemplu, chiar azi, înainte să vin să filmez mașina, am primit comunicatul despre noul SUV al celor de la Renault, Symbioz, care în comunicat oficial pe care l-am primit scrie că este cel mai compact model din segmentul C oferit de Renault. Segmentul C este segmentul compact, deci este cel mai compact compact. Deci e clar că vor păstra și Australul, vor face și acest SUV nou în același segment. Atât de multă nevoie de diversitate văd producătorii în segmentele acestea și văd pe piața de SUV-uri. Am făcut această precizare pentru că platforma pe care e construită mașina asta este de subcompactă, de segment B. Se numește CMF-B, aceeași platformă pe care o folosește Duster-ul, de exemplu, da? Sau Captur. Dar ca dimensiuni, mașina asta este comparabilă în lungime cu Austral, care e în segmentul C și este pe platforma CMF-CD. Deci există o foarte mare învălmășeală. Ideea e în felul următor: ți-o cumperi că îți place și îți pune o care peste 4,5 metri lungime. Deci teoretic ar trebui să ai loc la interior. O să vedem cât loc este la interior și când ne urcăm în ea. Alte modificări includ aceste noi stopuri care sunt fumurii și transparente și mie mi se pare că lumina stopurilor are o nuanță un pic diferită. Se vede și pe filmare. E un pic spre roz, nu e chiar roșu. Da? Îmi place cum arată. Bineînțeles, să avem iarăși sigla nouă Renault aici în spate, pentru că vorbim de noul brand image, scris Arkana cu litere în negru și motorizarea aici pe buza de jos. Interesant este faptul că tipsurile de evacuare de pe bară, da, sunt neschimbate ca formă, dar acum sunt negre, nu mai sunt cromate. Haideți să ne urcăm și să ne uităm și în portbagaj. V-am spus deja, vorbim aici despre versiunea E-Tech, da? Adică vorbim de versiunea hibridă, iar asta vine cu o baterie de 1,2 kWh, da? Dar efectul asupra portbagajului nu este atât de mare pe cât v-ați aștepta. Aici avem 480 de litri, în timp ce pe o versiune non-hibridă, doar mild hybrid, cum sunt cele cu motor de 1,3,
vei primi 513 litri, deci doar 33 de litri diferență și atenție, îmi place foarte mult faptul că aici avem o roată de rezervă adevărată. E un fel de space saver, dar e o roată de rezervă adevărată, ceea ce e un mare plus, nu prea mai vezi chestia asta în industrie în ziua de azi, când toți producătorii îți dau în mare parte kit de pană, pentru că e mai ușor și costă mai puțin. Haideți să urcăm și la interior, începem cu zona din spate, ca de obicei. Hai să vedem cum stau materiale. Aici avem un plastic destul de aspru, da? Aici avem un trim dintr-un material nou introdus pe facelift, care, nici nu știu cum să-l numesc, se simte un pic aspru la atingere. Se vrea un fel de lemn texturat, sincer. Se simte ok la atingere, dar nu excelează, da? Aici avem pe zona intermediară Alcantara, care se simte, bineînțeles, ca orice Alcantara la atingere, cu cusături contrastante în culorile steagului Franței. Aici avem piele cu cusături contrastante, din nou butonul pentru geamuri și spațiu de depozitare. Plasticul din zona de jos, bineînțeles, este foarte tare. Nu te poți aștepta la altceva în acest segment. Și aici avem, bineînțeles, locurile din spate. Și marea întrebare este, ca în cazul oricărui SUV coupé, cât spațiu ai în zona din spate. Și o să ne urcăm în mașină să vedem exact cum stă treaba. Ei bine, cu scaunul față, scaunul șoferului, reglat în poziția mea confortabilă la condus, eu nu am foarte mult loc. Cap aici, dar la limită. Hai să vedem și la cap. Cam așa am eu loc la cap, da? Deci ating plafonul, serios, deci chiar îl ating destul de bine. În cap la limită. Aș putea călători aici pentru călătorii scurte. Știți deja că am un 84 și 100, aproape 130 de kg. Deci pentru călătorii scurte aș putea să încap aici, dar cu siguranță nu pentru călătorii lungi. Nu aș sta confortabil. Dar ăsta este prețul pe care îl plătești pentru forma aia frumoasă de afară. Aici avem o trapă opțională, costă 1000 de euro chiar și pe nivel de echipare de top. Deci va trebui să te gândești bine dacă ai nevoie de trapă. Aici avem două porturi USB Type-A de încărcare și un tunel de transmisie, da? Și cam așa arată zona din față, planșa de bord a mașinii. O să urcăm imediat în față să vedem despre ce este vorba. Nu s-au schimbat lucruri structurale la facelift, doar câteva chestii de detaliu despre care o să vă povestesc imediat. Înainte să ne așezăm, să mai vorbim puțin despre diferențele față de non-facelift, da? Iarăși Alcantara aici, cusături contrastante, aceleași materiale, piele aici pe cotieră, da? Aici, în schimb, în față avem un plastic mai moale, ceea ce nu o să găsiți și pe versiunile Evolution, alea de bază. O să fie un plastic mai tare. Diferența nu e foarte mare, dar e bine să o știi. Praguri cu inscripția Alpin și mai sus aici pe preș vedem inscripția Arcana, scaun cu reglare electrică pe versiunea de top și ele arată cam așa. Îmbrăcate majoritar în Alcantara, dar ai și piele pe lateral, cusături contrastante albastre și inscripția Alpin aici pe spătar. Apachei cu steagul Franței, pe versiunile vechi aveai o etichetă cu RS, avem centuri cu cusături contrastante albastre pe lateral aici. Iar aici avem volanul nou. Ce s-a schimbat? Cusăturile acum sunt în steagul Franței, nu mai avem inscripția RS Line aici și sigla este cea nouă. Odată ajuns la bord, observi că nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Avem același ecran pentru sistemul R-Link de 8 inch. O să pornim și mașina să vedem exact cum arată. Aceleași butoane de scurtături aici jos și aceleași butoane pentru sistemul de climatizare ca cele pe care le vezi și pe modelele Dacia. Jos aici avem un port, o plită de încărcare wireless și acesta este schimbătorul pentru modelele cu cutie intermodală sau, versiunile e-tech, da, hibride. Aici ai un spațiu special pentru cheie, două suporturi de pahare, până și cheia, apropo, are sigla nouă, da? O cotieră și materialul nou de care vă spuneam aici pe bord, la pachet cu lumini ambientale. Deci nimic extraordinar, sistemul deja îl știți, sistemul de infotainment, se mișcă foarte bine, poți să reglezi foarte multe funcții în sfârșit, dar cel mai important lucru de menționat aici este faptul că avem Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Le puteți vedea aici accesibile, da? Și sunt afișate pe toată suprafața ecranului fără niciun fel de problemă. Pe volan avem butoane pentru diferite scurtături, iar aici avem instrumentarul de bord digital, pe care acum îl găsești și pe anumite modele Dacia, respectiv Dacia Jogger, respectiv pe
Duster-ul nou va fi disponibil pe versiunea E-Tech cu toate informațiile de care ai nevoie afișate. Da, uitați, un consum de 6,2 litri pe ultimii 55 de km prin București cu viteză medie de 16 km/h. Deci am stat și foarte mult pe loc cu motorul pornit și consumul mi se pare excelent. Dar despre consum vom vorbi imediat ce ne punem la condus, pentru că vreau să vorbim despre asta, de trenul de rulare pe care îl avem pe mașina asta, despre motorizare, ce ar trebui să știi, ce ar trebui să-ți cumperi dacă te interesează ca ce tip de motor să-ți cumperi și multe, multe alte lucruri. Să ne punem la drum. Iată-ne și la bordul Arkana facelift și trebuie să vorbim, bineînțeles, despre motorizările disponibile pentru acest model. Ei bine, practic sunt două cu mai multe niveluri de putere. Gama începe cu motorul de 1.3 turbo, v-am spus deja, dezvoltat în colaborare cu cei de la Mercedes-Benz. E un motor pe care îl știm foarte bine, cu 140 de cai putere, cuplat la transmisia automată EDC cu dublu ambreiaj. Acest motor e disponibil și în versiune cu 160 de cai putere, cu aceeași transmisie. Și a treia variantă pe care o ai la dispoziție este aceasta, varianta hibridă, E-Tech Engineered. Adică, sub capot avem un motor de 1,6 litri aspirat, care dezvoltă 94 de cai putere, combinat cu două motoare electrice, unul de 49 de cai putere, propulsor, și unul de 20 de cai putere, care funcționează pe post de ambreiaj și este localizat în interiorul cutiei de viteze. Este un sistem despre care v-am mai vorbit, inspirat din, mă rog, dezvoltat prin intermediul experienței din Formula 1 a celor de la Renault. Transmisia practic are 15 moduri diferite în care poate rula, pentru că ea are 4 trepte pentru motorul termic, 2 pentru motorul electric, iar sincronizarea dintre trepte și motorul termic, de exemplu, se face cu ajutorul acelui motor electric de care vă spuneam că se află în cutie. Ea nu are ambreiaj și rolul acelui motor este de a sincroniza turațiile celor două unități. Ei, de aici Renault ne spune că pot rezulta până la 15 moduri de rulare. Tu nu trebuie să-ți bați. Mai am, i-a explodat anvelopa autobuzului de lângă mine, am crezut că m-a lovit cineva. M-a speriat un pic. Tu nu trebuie să-ți bați capul cu toate aceste detalii tehnice, tu te orice mașină și ai plecat. Și experiența pe care o să o ai va depinde foarte mult de zona sau, mă rog, mediul în care conduci. Din punctul meu de vedere, versiunea aceasta de motorizare este gândită în primul rând pentru zonele urbane. Ceea ce creează un fel de paradox în mintea mea. Și discutam asta recent și cu prietenii mei. Vă spuneam, în ziua de azi toată lumea vrea SUV. Dar unii oameni nu sunt conștienți de faptul că a avea un SUV vine și cu câteva părți mai puțin pozitive. Trebuie să ți le asumi când îți cumperi un SUV, pentru că SUV-urile în general sunt mai mari decât alternativele, nu știu, pedestre, să le spunem, da? Sedanuri, hatch-uri și așa mai departe. Chiar mă uitam zilele trecute prin București, erau doi oameni foarte frustrați că ei cu SUV-urile lor, un X5 și un Range Rover, nu aveau loc să treacă unul pe lângă altul pe străzile înghesuite din București. Și amândoi erau supărați. Păi, dar nu v-ați gândit când v-ați luat mașinile alea că s-ar putea întâmpla o astfel de situație? Nu v-ați gândit că noi avem niște drumuri foarte înguste în Bucureștiul ăsta foarte vechi din România, că o să fie o problemă cu parcarea, o să fie problemă cu navigarea prin oraș? Nu v-ați gândit, dar vă supărați pe oraș că nu încape că SUV-ul vostru în el, nu? Ok, vreți să ții un SUV pentru a merge pe câmpii, pentru călătorii lungi, în afara orașului, sigur. Dar prin oraș, mie mi se pare că să-ți cumperi un SUV este o greșeală. Și tocmai ce trece pe lângă mine noul Tiguan, foarte tare. Mi se pare o greșeală, din punctul meu de vedere. Nu este necesar să-ți iei un SUV în oraș. Chiar nu este necesar. Dar oamenii vor să-și cumpere mașini din ce în ce mai mari și asta este dorința lor. Numai că ei nu vor să-și asume și părțile mai puțin plăcute, da? Suntem așa niște copii răzgâiați. Când vine vorba de drepturile noastre, vrem locuri de parcare cât mai mari, pentru mașinile noastre cât mai mari, în timp ce spațiul rămâne literalmente același. De unde mai mult loc pentru mașinile noastre mai mari? Pe de altă parte, vorbeam cu un alt prieten de-al meu care îmi spunea că da, și el vrea SUV. Și zic, dar de ce? Pentru că nu văd în oraș de celelalte mașini. Păi știi de ce nu vezi? Pentru că tu ești în seria 5-ul tău și în jurul tău sunt numai X5-uri, de-aia nu vezi. Și probabil că asta este o reacție în lanț, mai mulți oameni gândesc la fel, vor să-și ia și ei un SUV ca să vadă mai bine în față
și așa ne luăm toți SUV-uri. Dar, mă rog, știți foarte bine, nu sunt neapărat fan SUV. De asta spun că să-ți iei Arkana cu trenul de rulare hibrid are sens dacă vei folosi mașina exclusiv prin oraș. Și da, în oraș acest tren de rulare este fenomenal. Conform spuselor celor de la Renault, acesta ar trebui să-ți asigure rularea în mod pur electric 80% din timp. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu te vei baza pe motorul ăla de 49 de cai majoritatea timpului prin oraș. Ceea ce se întâmplă din exploatarea mea acestei mașini în ultimele 3 zile, așa este, în oraș te vei baza foarte mult timp pe motorul electric. Și dacă pornește motorul termic, pornește puțin, sub accelerări puternice dacă ai nevoie de toată puterea, sau pornește ca să-ți încarce bateria care să-ți dea la rândul ei energie pentru motorul electric. Dar mare parte din timp sunt 50-60 de km pe oră, cât ai în oraș, în București, dacă ai noroc, te vei baza pe motorul electric. Și asta duce la un consum foarte redus de combustibil. Ăsta este avantajul lui Arkana E-Tech față de rivalii cu motorul de 1.3 prin oraș. Eu am avut consum între 5,5 și 6, 6,5 rar de tot cu mașina asta în oraș, ceea ce mi se pare excelent din punctul meu de vedere. În afara orașului lucrurile se schimbă. De exemplu, pe DN am avut consum tot 5,5. Deci nu mai e așa un mare avantaj, iar pe autostradă consumul a urcat spre 8. Pentru că pe autostradă, la viteze de 130 de km pe oră, te vei baza pe motorul termic foarte mult, pentru că motorul electric nu va avea foarte multe resurse la dispoziție. Ei, și aici mai vine o parte mai puțin plăcută, respectiv faptul că în afara orașului mașina asta nu este foarte rapidă. Prin oraș, la viteze de până în 70 de km pe oră, de exemplu, depășirile sunt nimic, pentru că ai cuplu instant și acel cuplu instant te va ajuta să te bagi în toate spațiile posibile și imposibile. Și accelerația mașinii până pe la 70 de km pe oră este impecabilă. Se mișcă cu zvâc. După aia vine problema, pentru că suta este atinsă în 10,8 secunde. Asta ca să știm o treabă, iar viteza maximă e de 172 de km pe oră, iarăși. Nu foarte mare. Iar pe autostradă, la viteze de peste 130 de km pe oră, trebuie să-ți calculezi destul de bine depășirile și vei avea și un consum ceva mai mare. Așadar, dacă vrei să-ți cumperi mașina asta, și nu te judec dacă vrei să-ți o cumperi, trebuie să te gândești foarte bine cum o vei folosi și ce tren de rulare să îți alegi. Dacă o vei folosi predominant prin oraș, aia e, îți asumi faptul că acele câteva ieșiri din oraș cu mașina personală care se întâmplă în fiecare an o să consume ceva mai mult și aia e. Nu e o decizie rea deloc. Să-ți cumperi mașina în funcție de cum o vei folosi predominant. Dacă, în schimb, ai drumuri foarte multe lungi de făcut, eu aș merge pe versiunea cu motor de 1.3. 140 sau 160 de cai, nu văd mare diferență între ele. Ia-ți 160 dacă vrei să mergi ceva mai sportiv. Nu văd o problemă în asta. Și apropo de mers sportiv, mașina, să știți că stă foarte bine pe șosea, e stabilă, e chiar distractiv de condus până la un punct, subvirează dacă o împingi prea tare în curbe, dar suspensia e destul de stabilă și de rigidă, surprinzător de rigidă din punctul meu de vedere, comparativ cu multe alte modele din segment. Și mi-aduc aminte că am spus asta și la versiunea veche. Pe versiunea nouă s-au schimbat câteva lucruri. Pe RS Line-ul de acum, cred că 2 ani, când am făcut recenzia mașinii, aveam jante pe 18, v-am spus. Pe Arkana poți să iei 17, 18, 19 în momentul de față. Și aveam jante pe 18 și mi se părea rigidă. Acum, mașina asta are jante pe 19 și mi se pare și mai rigidă. Și e diferență observabilă. Mai mult decât atât, mi se pare și mai zgomotoasă cu jantele astea pe 19. Și personal, cred că aș merge pe maxim 18 pe mașina asta. Aș zice că și 17, cu cât vine ea în standard, ar fi de ajuns. Sigur, arată mai bine cu jantele de 19, nu zic nu, dar ăsta e blestemul multor mașini. În momentul în care crești în dimensiune la jante, poți să pierzi din confort și la interior. Și da, se aude și zgomotul de la anvelope, că sunt și ceva mai late decât celelalte pe 18, se aude un pic mai pronunțat în interior. De altfel, mașina e destul de bine izolată fonic. În oraș nu stai probleme. Pe autostradă e un pic mai gălăgioasă, ai undeva la 62-63 de decibeli în interior. Nu e rău, dar se putea cu siguranță mai bine. Dar în același timp trebuie să ții conști de faptul că vorbim de o mașină de buget. Și e o mașină care, vă spuneam la începutul clipului, și-a păstrat destul de bine
prețul de pornire. Nu s-a scumpit foarte mult comparativ cu alte mașini, s-a scumpit cu vreo 2000 de euro. Da? Deci dacă era 24, în jur de 24.000 de euro prețul de pornire la Arkana, când a fost lansat în 2020-2021, acum ai undeva la 26.000 de euro de plătit, ceea ce iarăși nu mi se pare rău, poate mai faci rost de un discount, o rablă, o ceva, mai scazi 1000 de euro, acolo ajungi la 25.000. Nu e rău deloc pentru o mașină nouă de dimensiunile astea, că primești multă mașină pentru banii ăștia, chiar primești, nu mi se pare rău deloc. Mașina merge foarte bine, mai ales prin oraș cu trenul acesta de rulare, mi se pare super ok. Cât despre condus, am câteva critici. În primul rând, servodirecția mi se pare enervant de grea și chiar dacă schimb modurile de condus, dacă trec în sport, devine și mai grea. Dacă trec în eco, e un pic mai ușoară. E o servodirecție asistată electronic. Nu-mi place modul în care e multiplicată. Diametrul de bracaj mi-ar fi plăcut să fie mai bun, da? Nu mai știu exact care e diametrul de bracaj al mașinii, dar oricum, faci câteva manevre ca să o parchezi. Mi-ar fi plăcut și un alt dozaj al pedalei de frână. Mi se pare un pic prea sensibilă la orice apăsare de pedală, este un pic prea sensibilă. Mi-ar fi plăcut să aibă o cursă un pic mai lină și mai lungă. Și ultimul lucru pe care o să-l critic sunt camerele, care își arată vârsta, se vede că e o platformă mai veche și mi-ar fi plăcut să fie o calitate mai bună pe ele. Noaptea, să știți că nu au foarte mult zgomot, dar rezoluția lor lasă de dorit. Și pe mașina asta, care e echipare de top cu opțiunea de 360 de grade, vedere, camera la 360 de grade, merită, dar mi-ar fi plăcut o calitate mai bună a camerelor la 36.000 de euro și ceva mărunțiși cât costă modelul de față. Da, atât costă. E mult puțin. Vreau să-mi spuneți voi în comentarii, să-mi spuneți dacă v-ați orientat către unul din rivalii acestei mașini, cum vă spuneam, nu prea sunt. CHR-ul îmi vine în minte, dar eu nu prea îl consider pe la coupe. Așa, hibride și pe segmentul ăsta mai sunt câteva, dar nu sunt coupe, nu au designul ăsta atât de atractiv. Spuneți-mi voi ce rival vedeți pentru mașina asta în aceiași bani și dacă vi se pare în continuare un best buy, cum mi se pare mie, având în vedere cât au crescut prețurile la alte modele în momentul de față. Și dacă v-ați cumpăra una de asta, spuneți-mi și în ce versiune, cu ce motor și ce nivel de echipare. Chiar sunt curios de părerea voastră. Cam atât de la mine despre Arkana Esprit Alpin facelift. Până data viitoare, ce pot să spun? Vă doresc mult succes. Nu uitați de like, share, subscribe. Nu uitați că puteți deveni membri ai canalului activând o treaptă de abonament și, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!